Gerul a mai făcut o victimă. În cursul nopții trecute, termometrele au indicat minus 10 grade Celsius, iar un bărbat a noptat într-o baracă din incinta unui punct termic, loc unde nu pătrunde căldura. În cursul dimineții, angajații unei spălătorii au trecut prin zonă și l-au văzut pe bărbat. S-au apropiat de el, iar când și-au dat seama că nu respiră, au sunat la 112. Aici l-am găsit lat, înghețat, e decedat, n-am ce să-i fac. E persoana străzi, un om străzi. Da. Ce aici? Eu văd că e... Cabana aceea e locul lui de adăpost. Zic, eu cred că boschetar și nu a făcut ce să îmbrăca, l-a prins o noapte înghețat aici, pe frigul ăsta a murit, ce vreți să fac, nu? Oamenii din cartier îl vedeau deseori că vine și caută mâncare la ghena de gunoi. L-au văzut și în cursul zilei de ieri, înainte să-și găsească sfârșitul. Îl vedeam pe aici când mai trecea să vine la container, lua mâncare și... Să le gard acolo și acolo. Era un om fără adăpost, o persoană fără adăpost? Fără adăpost, nu. Și cine l-a găsit? Băiețul de la spălătorie l-a văzut acolo, uite, dar ăla stă atâta cât stă. Și când a văzut că nu o să mișcă, o chemat salvarea, poliția. Și de ce să fie murit oare? De ce a murit? De fric și nimbracat, nu era îmbracat, era numai cu... Și-a fost doar la la centru acolo. Îi dădea o dată pe zi mâncare și el mai bine venea la container și mai găsea ceva și mânca. La fața locului au ajuns criminaliștii care au deschis o anchetă. Cel mai probabil, bărbatul a intrat în hipotermie, iar organismul a cedat. Necropsia va stabili și cauza decesului.